Bun găsit! Oare ați văzut dumneavoastră aseară că s-a inventat un nou task în casa Miriasa, schimbul de case între fete și băieți? Adică mamele vor locui cu băieții în casa fetelor și fetele vor merge în casa băieților. Asta cred că pentru o zi din ce am înțeles. Ei bine, în condițiile în care urmează city break-urile pentru cupluri, în cele șase destinații, Presupunerea mea este că li se pregătește fetelor o surpriză și că urmează un val de cereri în căsătorie. De asta băieții vor fi cu mamele pentru a putea discuta mai ușor și a se înțelege cu privire la, probabil, inelele de logodnă care urmează să fie cumpărate. Astfel că fetele fiind toate la un loc nu prea au cum să știe ce se întâmplă, pot doar să bănuiască. Ar fi super ca cererile să fie făcute în locațiile astea de vis în care urmează să meargă. Ar fi sigur ceva deosebit, ceva care într-adevăr nu s-a mai făcut în casa Miriasa și sigur le-ar plăcea fetelor, pentru că fiecare are așteptări cât mai mari, să fie cererea cât mai deosebită, mai specială, diferită de tot ce a fost până acum. Așa că contextul ăsta este unul foarte bun. Sunt foarte curioasă care dintre băieți este hotărât să facă acest pas, pentru că până în momentul de față nu și-a exprimat nimeni dorința aceasta în mod direct. Nu știu dacă au discutat ceva cu cei din producție, dar în contextul dat cu discuțiile dintre Gabriela și Valentin și mama acestuia, nu știu ce decizie au luat ei. Sunt foarte curioasă. Ce părere aveți dumneavoastră? Cine credeți că este hotărât să ia? în elul de logotnă.